Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că rugăciunea este arma cea mai tare, vistierie care niciodată nu se golește, bogăție nesecată, liman fără valuri, temelia păcii, rădăcina, izvorul, mama tuturor bunătăților, mai puternică decât o împărăție. Când se află în suferință, oamenii caută cea mai puternică rugăciune pentru sănătate. Ne închinăm la Dumnezeu și îți cinstim Sfintele Moaște Sfântă Cuvioasă Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slava lui Dumnezeu. Doamne, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșă a durerilor care este rodul păcatelor noastre ce în toată ziua nenumărate cu neconștiință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o nouă ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferite de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din tot adâncul inimilor noastre cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.